Din nou în direct pentru partea finală a emisiunii de astăzi, stimați telespectatori, suntem alături de președintele, de antrenor, de ce vreți dumneavoastră, am mai spus și la începutul emisiunii și mamă și tată, Bogdan Pantea, de la ACS Juniorul, fără a avea pretenția că dăm o soluție pentru fotbalul românesc, în schimb punem întrebări și discutăm despre exact această perioadă, care dintotdeauna a fost o perioadă delicată în ceea ce înseamnă formarea tinerilor fotbaliști, pentru că dumneavoastră în cadrul clubului îi puteți duce în competiții până la o anumită vârstă, până la juniori A, sau cum era juniori. La nivel județean, inclusiv juniorii cei la 15 ani. Începând din acest an, se acceptă echipe care la juniori republicani pot participa cu o singură echipă. Nu ești obligat să ai două categorii de vârstă, juniori A și B. Deci poți începe cu juniori republicani B. Noi mai avem timp de gândire, eu știu, 2 ani de zile cu grupa 2003, când probabil vom face acest pas și ne vom înscrie în funcție și de sursele și de oamenii care vor fi dispuși să intre în acest proiect. Cred că acești copii 2003 vor fi susținuți pentru că sunt copii care merită, urmând ca ceilalți și grupele mici din spate să meargă pe același culoar, să aibă, eu știu, ca un exemplu grupele mai mari și să încerce să progreseze și să fie din ce în ce mai buni. Dar, repet, totul e până la un nivel. Deci, începând din acest an, v-am zis, putem să ne înscriem și la junior republicani. Dacă nu va exista o colaborare, eu știu, cu un club de seniori, ne gândim, v-am zis, mai avem 2 ani de zile în care, 2 ani până trebuie să facem ceva, un an de zile în care ne vom gândi. Putem să luăm de jos cu o echipă de seniori de la un nivel, eu știu, la nivel de județ. Putem să facem o colaborare cu o altă academie din țară. Nu se știe ce se poate întâmpla într-un an. Eu mă gândesc că și Foresta, încetul cu încetul, își va structura, își va gândi foarte bine pașii și viitorul. Și atâta timp cât ai în bătătură un club, deci e pe aici, la o zvârlitură de băți, Foresta își desfășoară toată activitatea aici pe Areni, iar ACS Juniorul și în Burdujen și pe terenul la Metalul, când zic în Burdujen mă gândesc la Baza Ramiro, și la Metalul și în Șcheia și în Sfântul Ilie, adică sunt zone de unde și care ar putea fi foarte bine și foarte frumos. N-aș zice eu exploatate, că sună cam urât termenul. Conlucrate. Sunt lucruri care pot fi făcute împreună și foarte bine. Astfel încât, de ce nu să discutăm de viitorul Forestei, sau Foresta, că așa se numește acum clubul Fanion din județul nostru, să aibă acces la până la urmă aceste valori. Într-adevăr, noi începând de anul viitor vom avea, eu știu, toate grupele de copii și juniori, începând de la juniori C, de la sub 15 ani, incluse în campionat. Am putea, din ce știu eu, Foresta colaborează deja cu alt club și nu putem să în momentul de față știu că e clubul Omnia, dar nu... Nu se știe ce va fi în viitor, dar important este noi să ne organizăm în așa fel încât să îi obligăm pe alții să se uite la noi. Pentru că dacă nu vom avea aceste rezultate, nu vom fi bine organizați, atunci cu siguranță nu vom intra, eu știu, în ochii nimănui. Cel mai important este și la echipa mare și la echipa Foresta, actuala echipă de seniori din Suceava, să fie stabilitate, să fie, eu știu, cu banii la zi, să nu fie probleme financiare și o colaborare pe viitor este posibilă, cred eu. Da, și când spun că această stabilitate ar trebui să existe aici la nivel de club în Suceava, ceea ce spui tu, eu întăresc, pentru că până la urmă, deci la club se văd modele, așa văd copiii mai de aproape, își doresc mai mult să participe, să facă parte și ei din fenomen. Că în rest, după cum spuneam, care și cum mai e și cu norocul. Sunt unii care, cu puțin noroc și cu foarte multă transpirație, reușesc să ajungă și acolo sus. Și avem niște exemple foarte bune aici în zona la noi, începând de la câțiva jucători, cum e Semeghin, care a ajuns la Dinamo, cum e Mihai Guriță, Leonard Nemțeanu, care a ajuns la Steaua și, bineînțeles, cred că, sau Lucian Goian la Dinamo și, bineînțeles, îl pun Dănu Sperge la Rapid și îl pun așa
cerașa de pe tort pe Dorin Goian, da? Care a fost piesă de bază inclusiv la echipa națională a României. Într-adevăr, ce trebuie să facem noi? Să nu lăsăm totul pe seama norocului și să așteptăm ca din noroc, eu știu, unul, doi copii dintr-o generație să ajungă printr-o conjunctură la... Noi trebuie să ajutăm acești copii, să le dăm o pregătire corectă, să avem grijă de ei atunci când au nevoie la vârsta la care trebuie să facă pasul. Că dacă lăsăm totul în baza norocului, s-ar putea să, eu știu... să fie întâmplare mai mult și n-ar fi corect. Da, trebuie eu știu, să avem eu am pronunțat grijă. Cuvântul noroc pentru că din nefericire în ultimii ani cam ăsta a fost cuvântul de bază. De ce? Pentru că baze sportive nu prea au existat, nu au fost terenuri, n-am avut decât, eu știu, unul sau maxim două cluburi în oraș. Începând de, eu știu, din următorii 2-3 ani, cred că vor apărea mult mai mulți jucători, pentru că încercăm să punem accent pe pregătirea lor. Vor fi copii pregătiți la nivelul junioratului sau atunci când vor trebui să facă pasul spre seniori. Cu alte cuvinte, speranțele sunt mai bune, dar mai trebuie să mai avem puțin de cărăbdare până apar acești copii în prim plan. Spune-te, rog frumos, din toată această ecuație, putem discuta numai de copii care vin sau trebuie să ne întoarcem și la acea poveste de bază? Pardon, și anume selecția. Adică trialuri sau cum se cheamă, se mai strângeau, nu știu ce club, organizează preselecție. Se mai fac lucrurile astea în ziua de astăzi? Se mai fac selecții. E greu să mai găsești în ziua de astăzi, eu știu, un copil îți sare în ochi acum când îl vezi pe terenul de joc, pentru că pe un teren în curtea școlii, pentru că te surprinde că nu e la tabletă sau în fața calculatorului. Noi ce încercăm să nu, eu știu, să alergăm după ei prin toate colțurile județului, încercăm să formăm grupele de la vârstele mici, să formăm deja acești copii, să aibă o pregătire începând cu tehnica de bază și cu, eu știu, cu dezvoltarea vitezei la vârstele mici și să-i ducem în așa fel încât să-i pregătim. Că sunt copii care sunt selecționați, încercăm prin diferite școli să găsim cei mai talentați copii, să-i susținem atât cât putem, pentru că în zonele, eu știu, din afara orașului, sunt copii care au nevoie de susținere. Domnule Panta, din câte știu, prima oară ați pornit cu juniorul dumneavoastră singurel. Da. Da? Mi-am pus niște obiective, încetul însă ați atras niște oameni care, personal vă spun sincer, mie mi sunt foarte dragi. Un lucru bun. Mă bucur că eu știu, am avut... Cine sunt cei care au venit până în momentul de față alături de noastră? Vă rog frumos să-i nominalizați dumneavoastră, că e și meritul lor în ceea ce... La grupa 2003 este Vranău Ovidiu și el antrenor, la grupa 2004 este Dumistrăcel Constantin, la 2005 Grântescu Iulian și la grupele mici Marius Munteanu. Sunt cei care, eu știu, pun umărul și ei la formarea acestor copii, la participarea în aceste competiții și să ducem acești copii, eu știu, pe drumul cel bun. Mai nu am înțeles că ați apărat și la colaborarea cu un domn de la atletism sau un kinetoterapeut? Am început colaborarea de o lună și ceva cu un preparator fizic. La grupele mari este un lucru pe care eu am ținut neapărat să-l pun în practică. Tot din discuții pe care, eu știu, le-am avut într-un turneu internațional, în afara țării. Deci ați luat ceva de acolo, da, nu? Este un lucru pe care eu l-am ținut și au fost idei să ne apucăm de, eu știu, de pregătirea fizică a copiilor, bazându-ne mai mult, eu știu, pe rezistență de la vârstele mai mici, însă nu e normal să punem accent pe rezistență la vârstele mici, dar începând din această toamnă, la grupele 2003, 2004, 2005, ușor-ușor vor intra și pe o pregătire cu un specialist în acest domeniu. Pentru a face trecerea mai ușoară de la cum joc acum pe un lat de teren, mai apoi pe un pic mai mult, ca să reziste pentru meciul când or fi mari. Într-adevăr, și nu sunt de acord cu, eu știu, cu un antrenor care să fie și preparator fizic, și medic, și delegat, și nu sunt de acord ca, eu știu, un singur antrenor să le facă pe toate. Vom încerca să
pe fiecare grupă de vârstă să ne axăm 1-2 antrenori, fiecare să aibă, eu știu, pătrățica lui, să zic așa, de lucru. Deci înțeleg că sunteți adeptul antrenorului pentru grupa de vârstă, nu unui antrenor pentru un grup. Nu. Deci la fiecare grupă de vârstă și intenționăm să schimbăm acești antrenori. Deci care este antrenorul specializat la grupele mici să rămână la grupele mici, la o anumită perioadă să schimbăm antrenorii, să nu se obișnuiască copiii cu același antrenor de la 6 ani la 14 ani. Cu alte cuvinte, să beneficieze de cât mai multă informație, cât mai multe stiluri, de cât mai multe... De cât mai multe șocuri în viață, ca să spunem așa, încă de mici. Pentru că de același lucru va da și la, eu știu, la seniori. Da. Spuneți-mi, vă rog frumos, până la începutul sezonului oficial, și sezonul oficial când e, odată cu începerea școlii. Exact, în jur de 10 septembrie. Prin zona aia. Mai avem ceva turnee la care participăm? Grupa 2008 a clubului nostru va participa la Cupa ProSport Focșani în acest weekend, urmând ca în următoarele două weekenduri vor să participe grupele 2009 și 2010 la același turneu organizat la Focșani. Am înțeles, e un turneu care strânge... Care strânge jur de 20 de echipe din tot nordul și estul țării, și sudul țării chiar, echipe din Brăila, din București, din... Am înțeles, nu din Ardeal, nu zona Craiova... Din ce am văzut până acum la grupele mai mari, cam zona Moldovei și zona, eu știu, sud-est, acolo a țării. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog frumos, pentru că ne apropiem și de finalul acestei emisiuni, ce ar mai trebui să mai spunem despre juniorul ca și club, ca și ce își propune pentru perioada imediat următoare, pentru că eu vă mărturisesc că sunt uimit câteodată și de ceea ce aud din această direcție, felul în care ați reușit să gestionați. Sunt unii care încă n-au reușit să aibă un teren de antrenament, să n-aibă o bucățică de gazon pe care să joace. Într-adevăr, mă bucur că am realizat lucruri multe, am avut și oameni care ne-au susținut și ne-au ajutat. Sper să definitivăm și acest teren de la Șcheia până va începe campionatul să fie cu adevărat bun pentru jocuri oficiale și cred că va fi, pentru că dacă mi-am propus cel de la Metalul să fie, am și reușit. Terenurile vor fi bune și vom avea unde să ne desfășurăm activitatea. V-am zis, cred că vom fi mai atenți și o să încercăm să selectăm și 1-2 turnee pe an care să fie în afara țării. Pentru că e altă experiență, e altceva, întâlnește altfel de echipe din mai multe țări, ai altceva de văzut și cu siguranță mai multe de învățat. Am înțeles. Ce să vă spun? Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Vă ofer cuvântul de încheiere pentru această ediție și aștept să mă obligați din nou să vă chem aici la emisiune. De ce nu însoți și de câțiva dintre colegii noștri pe viitor? Sau, dacă nu, măcar de unul sau doi dintre puștii care pe viitor vor avea un cuvânt important de spus, inclusiv la nivel național. Tura trecută v-am cerut să-mi spuneți și numele unuia dintre copiii care o să fie. Ați și spus, eu zic că mai așteptăm. Mai așteptăm, dar sper să fie mai mult. Suntem pe drumul cel bun. Da. Suntem la începutul unui nou sezon competițional. Vreau să le urez, eu știu, mult succes tuturor grupelor noastre care vor fi implicate în campionatele județene și în Interliga Națională. Vom participa cu toate echipele în toate campionatele organizate de AJF și de Federația Română de Fotbal. Le urez succes copiilor. Părinții să o țină pe aceeași linie și să ne susțină necondiționat. Vă mulțumesc frumos pentru invitație și sper să ne mai vedem cât mai curând cu cât mai multe lucruri bune. Eu sunt convins că mă veți obliga, asta este cât se poate clar, pentru că ACS Junior, îndrăznesc eu să spun, a devenit un brand important pentru fotbalul sucevean. Stimați respectatori, atât pentru această ediție a emisiunii noastre, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, până la momentul întâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.